Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă lecție de literatură. Astăzi vom vorbi despre autorul unui text literar. Ce este un autor? Întâi de toate, trebuie să știm că autorul este o persoană, o ființă umană, care realizează o creație literară într-o formă originală. Observăm mai jos portretele a doi autori cunoscuți. Unul este poetul român Mihai Eminescu, iar celălalt este celebra autoare a romanului Harry Potter, J.K. Rowling. Ce înțelegem printr-o creație într-o formă originală? Creația presupune transformarea ideilor unui om într-un material, cu o formă sau cu un conținut unic, individual. Creația se naște din imaginația unui om, din experiența sa de viață, din aventurile sau evenimentele pe care le-a trăit. De exemplu, scriitorul român Ion Creangă, cu siguranță la un moment dat, a trăit o aventură precum cea povestită în cartea Amintiri din copilărie. La Cireșe devine astfel din experiența personală o bucată de text. Forma unei creații literare este diversă. De exemplu, o creație literară poate fi un text în proză, ca cel din imagine. Un text în versuri, pe care noi îl mai numim și poezie. Poate fi o piesă de teatru cu o formă specifică, în care sunt menționate personajele și replicile lor. Dar creația literară poate lua și forma unor caligrame. Caligramele sunt poezii scrise sub forma cuvântului temă pe care le exprimă. De ce o creație trebuie să fie originală? Pentru că ea aparține autorului care a scris-o, este produsul imaginației lui și trebuie respectat efortul pe care l-a depus. Motiv pentru care o să vă rog să nu luați niciodată creațiile literare scrise de alții ca fiind ale voastre. De ce un autor alege să creeze? Un autor alege să creeze deoarece dorește să surprindă publicul prin unicitatea creației sale. Îi place să provoace gândirea celui care citește sau ascultă opera și dorește să emoționeze receptorul. Gândește-te și tu la unul dintre cele trei motive pentru care un autor alege să scrie. Poți alege să surprinzi, să provoci sau să emoționezi. Care motiv crezi că este cel mai des întâlnit în textele literare pe care tu le citești? Tu de ce ai scrie un text? Argumentează, cu ajutorul părinților sau al profesorului de la clasă, răspunsul tău. Felicitări! Acum știi să identifici trăsăturile unui autor și motivele pentru care acesta scrie. Poți deveni și tu un autor având aceste informații sau poți înțelege mai bine de ce un autor alege să redacteze un text. Pe data viitoare, cu drag, profesor Anda Laura Sile.